Laura Codruța Chioveși a fost în această dimineață la Ploiești, șefa DNA, venind la Curtea de Apel, unde a avut loc un nou termen în procesul pe care l-a intentat unui post de televiziune și mai multor jurnaliști. Chioveși a ajuns în jurul orei 8:30 la instanță, însoțită de avocatul său. Judecătorii au stabilit un nou termen pe 11 aprilie. La ieșire, procurorul șef al DNA a refuzat să facă orice comentariu. Am venit la un termen de judecată ca și cetățean pentru o chestiune privată, ca atare nu fac declarații. La fiecare termen m-am spus același lucru, mențin, nu fac declarații. Mulțumesc frumos, la revedere!